Care este originea vieții noastre? Pentru că în funcție de origine, noi ne vom comporta restul vieții. Una este să știi că te-a făcut Dumnezeu și are așteptări de la dumneata. Ești responsabil prin faptul că ești făcut de El. Când Dumnezeu face un lucru ca și noi, îl face pentru că are nevoie de El. De ce face soția mea mâncare? Avem nevoie de mâncare. Dacă n-am avea nevoie, nu și-ar pierde ea vremea să facă o mâncare. Câți dintre noi fac mâncare fără niciun scop? Nimeni. Când Dumnezeu ne-a făcut pe noi, El a avut un motiv, iar noi devenim responsabili de împlinirea motivului lui Dumnezeu. Asta înseamnă că te obligă ideologia creației. Dar dacă venim din maimuță, nu te obligă cu nimic, pentru că totul în evoluționism este întâmplător și fără niciun scop. Ăsta este cel mai important lucru, să știm cine ne-a făcut, cine ne este stăpânul, să știm ce se așteaptă de la noi, să știm că vom fi premiați dacă ne împlinim menirea și asta ne va motiva să ne folosim viața pentru singurul scop important pe care îl avem. Dacă în seara asta s-ar termina existența noastră limitată și înlăcrimată, vă întreb, stăpânul ar veni la noi să ne felicite pentru că ne-am împlinit scopul pentru care El ne-a împrumutat viața pentru o vreme? Sau pur și simplu ne-ar găsi ca pe niște uzurpatori ai voii sale, pe care a încălcat-o în picioare pentru câteva mii de amărâte de păcate în care am trăit fără să simțim remușcarea.